În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Pe cucernici părinți, iubiți credincioși, să dăm slavă Bunului Dumnezeu, că ne învrednicește duminică de duminică să ascultăm cuvântul Evangheliei și să ne putem împărtăși de Hristos, care cu noi rămâne prin biserica sa până la sfârșitul veacurilor. Împărtășirea din cuvântul lui Dumnezeu ridică pe om și îl înalță la cunoașterea adevărurilor de credință, la cunoașterea învățăturii pe care însuși Fiul lui Dumnezeu cel întrupat a lăsat-o nouă când a propovăduit aici pe pământ. Și a întărit cuvântul său cu multe semne minunate, becetruind pe urmă cu însă jertfa și învierea sa, întreaga sa lucrare mântuitoare. Astăzi Sfânta Evanghelie ne dă un prilej cu totul aparte să cugetăm la rostul vieții noastre aici pe pământ și la felul în care Dumnezeu ne vrea împreună lucrător cu El la desăvârșirea noastră și a creației întregi. Pentru cine nu prea vine la biserică, cuvântul Evangheliei de astăzi poate să-i pună anumite probleme lăuntrice. Se poate gândi omul, ascultând textul Evangheliei care tocmai s-a citit, că Dumnezeu ne îndeamnă să nu ne îngrijim de multe, să stăm așa într-o pasivitate și să nu ne îngrijim de cele ce ne sunt necesare vieții, că le va rândui El nouă, că doar știe că avem nevoie de ele. Pentru cine nu cunoaște în profunzime cât de cât învățătura de credință, crede că Sfânta Evanghelie ne îndeamnă să fim leneși, să nu lucrăm la mântuirea noastră, să nu ne îngrijim de viața noastră, de casele noastre, de copiii noștri, de noi înșine, să nu ne împlinim rostul aici pe pământ, gândind că Dumnezeu, care le știe pe toate și ne știe pe fiecare, ne va purta grijă, noi nu trebuie să facem nimic, ci toate ne le va da Dumnezeu în dar. O parte de adevăr este și în această rostire, și anume, toate sunt daruri ale lui Dumnezeu către noi. Pe prim plan îl punem pe Dumnezeu. De aceea a ținut Mântuitorul în mod deosebit în Evanghelia de astăzi, care este un fragment din predica de pe munte, și o găsim la Sfântul Evanghelist Matei, la capitolul 6. Iar predica de pe munte este o sinteză, dacă vreți, a învățăturii de credință a Mântuitorului, reținută de Evanghelistul Matei în trei capitole, la capitolul 5, 6 și 7 din Evanghelia sa. Și iată că Mântuitorul, după ce s-a adresat apostolilor și tuturor celor care îl ascultau și ne-au spus fericirile, ne-a vorbit despre post, despre milostenie, despre rugăciune, despre felul cum trebuie să ne agonisim mântuirea, și ne-a îndemnat chiar puțin mai înainte, în contextul Evangheliei de astăzi, să ne adunăm comoară în cer, să nu ne lipim de lucrurile materiale de pe pământ, toată ostenarea noastră să nu fie îndreptată doar spre cele pământești. Și spunea Mântuitorul, căci unde este comoara ta, acolo este și inima ta. Să ne adunăm comoară în cer, adică viața noastră să fie împodobită cu fapte de mântuire, care ne aduc mântuirea, smerenia, rugăciunea, facerea de bine, iubirea față de Dumnezeu și față de semenul nostru, milostivirea, să fii milostiv precum Tatăl cel Ceresc milostiv este. Și imediat Mântuitorul, vedeți, vrea să dezvolte puțin acest subiect ca să nu rămână semne de întrebare, și ucenicii și toți ceilalți și noi care auzim textul Evangheliei să nu rămânem cu nedumeriri. Și iată ce ne spune Mântuitorul Hristos. Pleacă de la o realitate, pleacă de la o constatare foarte importantă în viața noastră și în viața oricărui om, cu atât mai mult în viața noastră a creștinului.
Spune Mântuitorul, fără altă introducere, luminătorul trupului este ochiul. Ochiul, organul acesta, cu atâta taină ascunsă în el, prin care vedem cele din jurul nostru, pe care îl putem vedea pe Dumnezeu din creațiile Lui, adică din făpturi. Vedem ce există în jurul nostru, pe semenii noștri. Toată creația pe care a făcut-o Dumnezeu este organul prin care și noi, de fapt, ne exprimăm. Ochii sunt ca o poartă, ca o oglindă a vieții noastre prin care omul se exprimă. Și spune, luminătorul trupului este ochiul, dacă ochiul tău este curat, tot trupul tău va fi luminat. Deci prin ce ochi privim realitatea din jurul nostru, așa o percepem în simțurile noastre adânci, cu mintea și cu inima noastră. Dacă avem o minte clară, un ochi curat, luminat de Harul lui Dumnezeu, dacă îl înțelegem pe Dumnezeu Creator și pe noi făpturile sale așezate de Dumnezeu în această lume și suntem chemați fiecare la viață cu un rost anume în această lume, atunci vom pricepe și vom rămâne într-un echilibru privind lucrurile lui Dumnezeu arătate în lume. Pentru că îl preamărim în primul rând și îl vom preamări pe El ca și Creator și Mântuitor al nostru. Și în al doilea rând ne vă face și noi datoria de fii ai Săi chemați la mântuire. Dumnezeu ne dă harul, dar noi trebuie să dăm lucrarea. Iată că pe această lucrare se pune accentul. Lucrați cu frică și cu cutremur la mântuirea voastră, va îndemna mai târziu Sfântul Apostol Pavel. Prin ce ochi privim lucrurile, așa este și viața noastră lăuntrică și așa ne exprimăm. Pe ochi se pune de multe ori o opacitate, datorită patimilor, datorită înstrăinării omului de Dumnezeu, datorită egoismului feroce cu care vede realitatea din jurul lui și crede că toate ale lumii sunt lăsate doar ca să le exploateze după plăcerile lui egoiste, neținând cont de semenii Săi. Și îl scoate pe Dumnezeu din ecuația creației. Atunci ochiul nu mai poate fi curat și omul nu mai poate fi luminat. Ci se pune opacitate pe minte, pe vedere, pe simțire și omul ajunge secularizat în purtări, în gânduri și în comportamente în jurul lui și chiar în acțiunile pe care le face, crezând că el este centrul creației. Deci se vorbește de un antropocentrism. Atunci când omul se pune în centru și alungă pe Dumnezeu din creație și îl marginalizează, lasă că Dumnezeu este undeva departe, nu mai știe de noi, a venit, ne-a învățat, ne-a dat niște lucruri bune, cine poate să ține de ele, cine nu, dar acum omul este centrul preocupărilor, în egoismul lui, în goana lui după avere, după, și se lipește de bani, de avere, de deșertăciunea lucrurilor și de materialitatea lumii. Suntem prin trup legați de lume, dar suntem prin suflet chemați să ne ridicăm la cele mai presus de lume, așa cum au făcut Sfinții. Sfinții sunt modelele și exemplele pentru noi prin care ne putem ridica și putem avea viață îngerească. Mulți Sfinți au fost îngeri în trup pentru că au înțeles, au avut ochiul acela luminat, ochiul lăuntric al conștiinței, al inimii, prin care au văzut pe Dumnezeu și și-au văzut rostul lor de a-L preamări pe Dumnezeu și de a lucra atât cât este necesar pentru cele de trebuință vieții, iar toată viața cealaltă, toată viața lor, toată râvna lor, toată strădania lor au dat-o lui Dumnezeu, cunoașterii Lui și mărturiei Lui în lumea în care au trăit. Sfinții s-au lepădat până și de trupurile lor și și-au închinat viața lui Dumnezeu și mulți și-au dat viața pentru mărturia cea dreaptă. Mântuitorul Hristos, să revenim la Evanghelie, ne spune, deci, luminătorul trupului este ochiul. Dacă ochiul este curat, tot trupul va fi luminat. Dacă ochiul este rău, nu spune că este murdar, este un ochi rău, cu o răutate cu care putem privi
realitatea din jurul nostru și pe noi înșine chiar, cu atât mai mult pe semenii noștri, atunci ne întunecăm la minte, la simțire, la voință, la acțiune. Devenim întunecați și viața noastră, în loc să se umple de lumina Harului Duhului Sfânt, așa cum au fost Sfinții, ei străluceau, fețele lor erau luminoase, ochi liniștiți, luminați, pentru că erau oameni ai păcii, ai blândeței, ai credinței, ai răbdării, ai rugăciunii, ai smereniei. Nu erau alipiți de cele materiale ale lumii. Dacă omul dimpotrivă ajunge rob preocupărilor exclusive și egoiste, de acest fel ajunge să nu aibă ochiul curat, ci să aibă un ochi rău, și trupul lui, în loc să se lumineze, sau viața lui întreagă, de fapt, să fie o viață luminată, închinată lui Dumnezeu, să fie și el o lumină care luminează în lume, devine întuneric, devine cărare rătăcită, care se rătăcește și el și duce și pe alții la rătăcire. Și Mântuitorul continuă în Evanghelia de astăzi zicând că nu putem sluji la doi domni. Așa este. De ce se alipește omul, pe acela îl va prețui? Alipiți-vă de Domnul, va spune Sfântul Apostol Pavel, că cine se alipește de Domnul, un duh devine cu el. Dimpotrivă, dacă te alipești de bogăție, de deșertăciuni, de plăceri, de nedreptăți, de tot felul de răutăți din această lume, dacă trăiești în mod egoist și viața ta este orientată exclusiv numai ca să aduni și să petreci în tot felul de plăceri și de desfrânări și de nedreptăți, atunci slujești altui Dumnezeu, slujești lui Mamona, slujești bogăției, slujești banului, interesului, și iată-l pe om înrobit, încurcat în hățișul acesta al alipirii exclusive de lucrurile cele materiale ale lumii. Și continuă Mântuitorul ca să explice mai mult, să pricepem și noi mai mult. Spune în Evanghelie în continuare să nu ne îngrijim, zice, ce vă îngrijiți pentru viața voastră? Nu spune să nu muncim, să nu ne îngrijim prea mult, grijile vieții să nu ne copleșească, să știm ce trebuie dat lui Dumnezeu și să știm ce trebuie să facem pentru viața noastră. Nimeni nu spune să nu ne îngrijim de trup, nimeni nu spune să nu ne îmbrăcăm, că nu putem umbla goi pe stradă, sau să nu mâncăm, să nu ne îngrijim sănătatea dacă avem probleme și suntem încercați de boli, de suferințe sau de necazuri. Dar pe toate acestea să le privim pe un plan secundar, pe primul plan să fie Dumnezeu, prioritatea vieții noastre să fie alipirea de Dumnezeu, viață curată, cinstită, faptă bună și dreaptă, milostivă, să fim împreună lucrători cu Dumnezeu. El coboară la noi ca să ne întâlnească. Cum îi ieșim noi în întâmpinare dacă avem alte preocupări, dacă suntem lipiți numai de goana zilei, nu știm cum să mai adunăm într-o rapacitate, într-o ură, ne-am mâncat unii pe alții doar să am eu mai mult decât celălalt. Dacă vedem că unul și-a făcut ceva, eu fac de două ori mai mult. Dacă unul a fost nu știu unde, eu mă duc în patru destinații și așa mai departe, se interesează lumea după plăceri, după bani, adună unul, vrea celălalt să adune de cinci ori mai mult, ca să fie într-un antagonism acesta păgubos, care nu duce la mântuire. Avem trebuință de niște lucruri până la un punct. Asta vrea să puncteze Mântuitorul în Evanghelia de astăzi, când ne spune să nu ne îngrijim prea mult, peste puteri, mai mult decât trebuie, cu alte cuvinte. Aici e tâlcuirea corectă. Să nu ne îngrijim mai mult decât trebuie ce mâncăm, ce bem, cu ce ne îmbrăcăm. Că zice, oare viața voastră, sufletul, trupul, nu este mai presus decât hrana sau decât îmbrăcămintea? Da, pentru că amândoi, și trupul și sufletul, sunt create de Dumnezeu. Nu numai sufletul se mântuiește, se mântuiește și trupul. Trupul este destinat învierii, chiar dacă se duce în pământ, când trecem din această lume pentru o perioadă, până când? Până la învierea cea de obște. Mântuitorul spune și Sfântul Apostol Pavel continuă, zice, preamăriți pe Dumnezeu în sufletul și în trupul vostru care sunt ale lui Dumnezeu.
Deci să fim conștienți de această realitate. Și pe urmă, în mod cinstit, în mod corect, după pregătirea pe care o avem fiecare, după poziția socială pe care o avem fiecare, să lucrăm pentru cele necesare vieții. Însă Sfântul Apostol Pavel, marele apostol, n-a zis, las că va rândui Dumnezeu și eu nu mă ocup de nimic, nu mai predic cuvântul. Era lucrător de corturi, țesea pânză prin care se făceau corturi și lucra și Sfântul Apostol Pavel. Iată exemplu, apostolii, pescari, se îndeleniceau cu cele necesare vieții, dar până la un punct, nu peste puteri și peste măsură. Mai mult decât trebuie, mai mult decât trebuie, nu-i de la Dumnezeu și ne dreptățim pe cel care are mai puțin. Să mulțumim lui Dumnezeu că avem sănătate, că putem să ne câștigăm în mod cinstit, corect și drept cele necesare vieții. Aici e o taină. Multe s-ar rezolva și în dezechilibrile acestea sociale și economice și chiar ecologice care există în lume. Vedeți? Câtă nedreptate! Dacă oamenii ar gândi mai bine și mai corect aceste lucruri, ar fi mai multe resurse pentru toți. N-ar mai fi lumea atât de avidă să alerge, să-și cheltuiască toate energiile de seara până dimineața doar pentru trup. Și pe undeva marginalizat Dumnezeu. Nu mai avem timp. Nu mai am timp să merg la Sfânta Liturghie duminica, pentru că am casă la țară, să merg acolo, să sap în grădină. Alții se ocupă de cecuri, de bani, să vadă cum stau lucrurile. Ne facem cumpărăturile. Sâmbăta și duminica, cum să rămânem, să n-avem ce mânca? Unul și-a pus într-un coș ceva, vine celălalt și pune 3 coșuri pline, mai mult decât celălalt de la supermarket și așa mai departe. Sunt niște realități pe care mulți dintre dumneavoastră le vedeți în jurul nostru și le vedem. Asta e realitatea vieții. Nu trebuie să-L marginalizăm pe Dumnezeu, să-L prioritatea principală. Asta e concluzia din Evanghelia de astăzi și cu gândul acesta să rămânem. Concluzia centrală este aceasta și ideea principală, prioritatea este Dumnezeu. Celelalte lucruri avem nevoie de ele, că și Mântuitorul spune. Nu vă îngrijiți prea mult și dă 2 exemple. Zice, știe Tatăl cel Ceresc că aveți trebuință de ele. Avem trebuință până la un punct, ele sunt mijloace, și accentuez acest lucru, mijloace de susținere a vieții, nu scop al vieții. Aici când se dezechilibrează raporturile și lucrurile materiale și toată goana noastră rămâne doar pentru trup și scopul vieții rămâne numai acesta, uităm pe celălalt. Avem un scop veșnic, să-L trăim pentru Dumnezeu, să ne agonisim mântuirea, să fim buni, să fim lumini care luminează în lume. Lumina, ca să lumineze, să trebuie să ai ochiul acela curat, luminat de harul lui Dumnezeu, să înțelegi că toate le rânduiește Dumnezeu. El este Creatorul. Noi muncim pentru ele, să le câștigăm în mod corect. Lucrați cu frică și cu cutremur la mântuirea voastră. Sfântul Pavel spune, cine nu vrea să muncească, nici să nu mănânce. Să lucrăm, dar să-L punem pe Dumnezeu pe prim plan. Omul seamănă, se zdrobește, dar vedeți, poate vine o secetă sau o inundație și toate se răstoarnă. Omul săracul își face datoria până la un punct, dar să-L pun acolo pe Dumnezeu, la mijloc, să se roage Dumnezeu să-i binecuvinteze strădania și lucrarea sa. Spune Sfântul Apostol Pavel, zice, omul seceră și va trăiera, dar cel care face să crească toate și le poartă de grijă este Dumnezeu, care trimite soare, care face să răsară soarele și peste cei drepți și peste cei nedrepți și trimite ploaie și peste cei buni și peste cei răi. Și ca să înțelegem mai bine, să nu ne alipim în mod egoist de lucrurile din lume, ne dă 2 exemple. Zice, uitați-vă la păsările cerului, care comparativ cu omul sunt pe altă treaptă, chiar la Dumnezeu. Noi nu suntem păsări, suntem oameni. Chipul și asemănarea lui Dumnezeu, făptura cea mai de preț este omul. Din câte a făcut Dumnezeu și ne vrea împreună cu însuși Dumnezeu, ne-a cinstit viața noastră, că Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om. Nu s-a făcut altceva, s-a făcut om pentru mântuirea noastră. Ce priviți la păsările cerului, zice, nu trăieră, nu adună în hambare. Și Dumnezeu le poartă de grijă și le hrănește și pe ele. Sau de ce vă îngrijiți atât de mult sau peste măsură
de îmbrăcăminte, de lux. Unde ne facem vacanțele, lux opulent, cumpărături prin străinătate, parcă aici n-ar fi magazine să-ți cumperi strictul necesar de haine. Sunt și aici să poți să-ți cumperi. Nu trebuie să mergi nu știu pe unde să-ți cumperi de îmbrăcat sau să te împopoțiunezi cu fel de fel de podoabe care nu sunt atât de necesare, știind că în jurul tău sunt oameni care poate n-au ce pune pe masă. Opulența aceasta o punctează Mântuitorul. Și spune, vă dau un exemplu, zice, priviți la crinii câmpului, florile de pe câmp. Uite acum cum e perioada aceasta de vară, ce frumos e un câmp înflorit. De-a dragul să stai și să-l privești. Dar zice, vă spun vouă că nici Solomon, marele rege din Israel, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre ei. Păi nu putem face nicio petală de trandafir, nicio floare. Și totuși îl marginalizăm de multe ori pe Dumnezeu din viața noastră. Zice, de ce vă îngrijiți atâta? Că știe Dumnezeu că aveți trebuință de ele. Oare nu sunteți voi mai mult decât iarba câmpului? Care zice, astăzi este, mâine nu este, că se usucă și pe urmă se arde. Cu atât mai mult, zice, sunteți voi. Nu sunteți nici ca păsările cerului. Cu mult mai mult va purta Dumnezeu grijă de noi, o puțin credincioșilor, spune Mântuitorul Hristos. Și ca să fie și mai concret, un îndemn care rezumă într-un fel Evanghelia de astăzi, spune căutați mai întâi, căutați întâi, prioritatea principală, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui, nu a oamenilor care îi strâmbă de cele mai multe ori, chiar dacă îi se zice dreptate, dreptatea semnează să fie dreaptă, dreptate strâmbă, căutați împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui. Și celelalte se vor adăuga vouă. Desigur, muncind pentru dobândirea lor, în mod cinstit, corect și drept, nealipindu-ne exclusiv de ele, considerându-le mijloace de viață, de susținerea vieții noastre, și atunci Dumnezeu va rândui fiecăruia pentru că îl punem pe el pe prim plan. Va ști să coboare harul său ce milostiv peste viața noastră și peste munca noastră, peste strădania noastră. Pentru că o strădanie binecuvântată de Dumnezeu are rod însutit, iubiți credincioși. Dacă nu, asemănăm și noi cu pescarii, cu apostolii care au spus toată Mântuitorul, zice, Doamne, toată noaptea ne-am străduit. Erau pescari și n-am prins nimic. Nu cumva să orbecăim în noapte și ochiul care îl avem să fie rău și că atunci viața noastră se va întuneca. Și strădania noastră va fi o orbecăială în întuneric, fără niciun rezultat concret și ne primejduim chiar și mântuirea. De aceea să ne străduim să dobândim ochiul cel curat, al minții, al conștiinței, al inimii noastre, luminat de Harul lui Dumnezeu și viața noastră să fie în lumină. Îndeamnă Sfântul Pavel, umblați ca fii ai luminii, căci roada luminii este în orice dreptate și adevăr. Amin.